venit la Lumea Nevăzută. Alături de mine este Anca Dimâncea, care a venit cu horoscopul anului 2023. Am rămas la nativii Dragon. Dragonașii sunt destul de afectați de această energie Taisui. Este practic a cincea zodie afectată de Taisui. Asta înseamnă că trebuie să fie foarte atenți la cum relaționează cu toată lumea. Și în familie, în cuplu mai ales, cu copiilor, cu părinților, la locul de muncă, deci cu toată lumea. Este o stea 3 a certurilor, care este într-un sector favorizant ei, deci o potențează. Această energie, având putere, înseamnă că la un moment dat nu poate fi stopată. O să aibă senzația că ei sunt într-adevăr provocați, sunt, fără ca ei să fie certăreți, sunt uneori provocați într-o discuție sau cineva vine și îi zgândăre în asemenea hal încât ei trebuie să răspundă cumva. Și răspunsul acela lor o să fie destul de dureros pentru unii, foarte adevărat însă, dar nu se vor putea controla decât până la un anumit punct. Este firesc, nu este vina lor. Trebuie să aibă multă grijă în ceea ce privește jobul, profesia, pentru că dacă acolo sunt oameni care îi provoacă sau îi irită, ei vor trebui să găsească o cale de împăciuire sau de echilibru sau să plece, efectiv, dacă simt că le afectează sănătatea. Deci, atenție cu această energie, sigur că trebuie remediu și întotdeauna există remedii pentru aceste stele, energii malefice. Trebuie așezat în sectorul de sud-est al casei. Sectorul de sud-est este și sectorul prosperității, cel pe care îl ocupă dragonii și nativii șarpe. Astfel încât sectorul prosperității este afectat de această energie a certurilor, proceselor, bârfelor, intrigilor, a oamenilor care nu-ți vor binele întotdeauna, chiar a celor care te pot trăda. Deci este o energie neplăcută, este așa ca ceva iritativ în permanență acolo și multă grijă, aș spune, nu folosiți plante în sectorul de sud-est și dacă în est sunt ceva mai bune și este în regulă să le folosească, în sud-est luați-le de acolo, din păcate, nu mai puteți să folosiți nici măcar Pachyra aquatica, care este planta prosperității. Pentru nativii șarpe. Pentru nativii șarpe, ei împart această energie cu dragonii, cum spuneam, însă, sigur, răspund puțin diferit, fiind o zodie de foc, ei pot controla în anumite ipostaze mult mai bine această energie, mai ales că nu sunt afectați de taisuiul anului. Ceea ce este foarte important, pentru că pot să străbată anumite perioade din acestea de certuri, nefavorabile în ceea ce privește comunicarea, în care ei se vor simți neînțeleși sau ei nu-i vor înțelege pe alții, dar o pot străbate puțin mai ușor decât nativii dragon. Dragonii o vor lua foarte personal. Nativul șarpe trebuie doar să privească, să se detașeze, să facă un pas înapoi, să râdă eventual de această intrigă sau bârfă la adresa lui, să nu pună la suflet și merge mai departe. Deci, iată un an în care nativul șarpe poate să meargă destul de lin, totul este să-și țină echilibrul și să nu alunece în panta aceasta a bârfelor sau a lipsei de comunicare. Și aici este un pericol, de exemplu, în cuplu, dacă te închizi în tine și nu mai comunici și nu mai spui ceea ce te deranjează sau ceea ce îți dorești. Deci asta se recomandă șerpilor, să spună ferm ceea ce doresc, dar într-un mod frumos, într-un mod care să nu deranjeze. Ei vor fi probabil neînțeleși, aici este problema. Uneori vor trebui să repete anumite lucruri, vor trebui cumva să se străduiască să se facă înțeleși. Probabil că aici va fi partea puțin mai iritantă, dar nu va fi atât de serios ca la dragoni. În ceea ce privește prosperitatea, nu o duc foarte rău, deci este important să știe dacă relațiile lor nu vor avea de suferit. Deci relațiile de la locul de muncă, în mod special. Da? Însă lor le trebuie și un echilibru acasă, deci cei care se află într-o relație de cuplu stabilă, e bine să mai lase de la ei partenerului sau partenerei, da, când comunică. Am ajuns la nativii cal. Nativii cal sunt vedeta. Caii, în sfârșit, au parte de un an ceva mai bun, dar și la ei apar câteva mici probleme, din păcate. Sunt afectați de energia Taisui, este practic una dintre zodiile, deci a treia zodie deja menționată, care suferă de această energie și trebuie remediu, bineînțeles. Dar au steaua prosperității, se mută în sectorul de sud acum, au faimă, au reputație, li se recunosc meritele mult mai ușor și mai rapid.
Și vreau să vă spun că și ei sunt într-un an de dragoste, deci poate să apară cineva sau pot să se căsătorească. E un an ideal pentru ei să se căsătorească, chiar să își înmulțească familia. Și vreau să vă spun că, deși iepurele creează o ușoară penalizare pentru nativii cal, totuși ei nu prea o vor simți, mai ales dacă aplică ceva, pun un remediu unde trebuie. Important este să înțeleagă această frumusețe a întregii energii și să o folosească pentru ei, să profite la maximum, pentru că anul viitor, anul 2024, nu va mai fi atât de simplu și ușor pentru ei. Este un an de muncă și acesta, unde pot să fie ei puțin mai, să spunem, afectați, dar puțin afectați în planul sănătății în anumite luni, atenție și în cazul lor lunile martie și aprilie, dar nu numai, o să le mai menționăm și pe celelalte în timp, pot să fie mici sensibilități, imunitate mai scăzută, unde dacă nu sunt atenți poate costa nițel, dar nu este nimic pe care ei să nu-l depășească cu succes, chiar cu brio, aș spune. Adică este un an în care ei pot să creeze prosperitate, sunt foarte creativi în primul rând și pot să-și sporească faima, reputația. Deci cei care doresc un post nou sau să avanseze, să știți că acesta este anul pentru ei. Da? Pentru nativii oaie? Pentru nativii oaie, a doua vedetă, poate chiar mai bine decât nativul cal din anumite puncte de vedere, succesul vine în plan profesional în mod special, succes și victorie, aș spune, pentru ei, și în planul relațiilor, absolut, vor fi foarte bine văzuți și pot să-și creeze relații noi, parteneriale de orice fel, și în afaceri, și la locul de muncă, în plan personal, excepțional. Au o mică problemă, doar casa cimitirelor în fața lor. Ce înseamnă? Înseamnă că pentru nativii oaie, care sunt, mă rog, într-o relație cu un alt nativ oaie sau cu un nativ maimuță, sau au un copil nativ maimuță sau nativ oaie, și nu numai, dacă sunt nativi oaie, pot să aibă pe cineva vârstnic în familie, fie se îmbolnăvește, fie, Doamne ferește, pleacă. Acum fiecare se gândește cine este mai șubred, mai în vârstă, deci un om mai în vârstă decât nativul oaie, din familia lor sau cineva foarte apropiat de familia lor, extrem de apropiat, pe care îl simt ca din familie, dar mai vârstnici, puțin mai vârstnici decât nativul respectiv, decât nativul oaie. Pot să pățească ceva în planul sănătății sau pot să aibă o operație mai grea sau pot să... Doamne ferește, se întâmplă și astfel de lucruri să treacă dincolo, adică există o predispoziție, există un remediu care de fapt nu faci altceva, toată lumea ar trebui să-l aibă de fapt, remediile în casă, toată lumea ar trebui să se folosească de ele, fiindcă fac foarte mult bine a la lung. Se numește placa casei in, care trebuie așezată anul acesta, trebuie mutată în sectorul de sud-vest. Femeile oaie vor fi cele mai beneficiate în anul de iepure, să nu uităm că este un an de aliat, deci este o zodie aliată la putere și cu o stea fabuloasă, deci de succes și financiar și în plan profesional, deci ei chiar ar trebui să răzbată foarte bine și în plan personal. În acest an n-ar trebui să existe probleme. Acum, sigur, dacă apar mici probleme de sănătate, trebuie văzut de unde, care sector este mai afectat, pentru că, da, și sectoarele în casă contează foarte mult. Poate sunt sectoare lipsă, deci de aici acționăm, întotdeauna remediem. Per general, deci, iată, oaia și calul, dacă mă întrebați, sunt probabil cele mai bine aspectate zodii. Maimuța. Pe locul 2 după aceștia 2 vine maimuța, care și întrece câteodată în anul iepurelui. Au și ei o stea de succes și financiar și în plan personal, deci împart această energie cu nativii oaie. Ei lasă în spate această energie casa in, casa cimitirilor, dar nu este de neglijat nici pentru nativii maimuță, pentru cei care au oameni dragi, vârstnici, da, mai bolnăviori în familie, multă grijă la sănătatea acestora. Faceți tot ce ține de voi să-i ajutați și, sigur, ne putem aștepta la surprize neplăcute în anumite luni cu cei vârstnici ai lor. Dar, per general, un an foarte bun din punct de vedere financiar, un an în care ei se pot redresa, este mult mai liniștit. Să nu uităm, ei au scăpat, scapă în curând, de anul dușman
de anul de tigru, care a fost și dușman și au avut și problema cu Taisui în anul precedent, în anul de tigru. Au avut atâtea alte probleme. Ei bine, acum e mult mai lin. Anul acesta pot să investească, pot să profite de anumite conjuncturi, să știți, au oportunități reale pe care sunt palpabile. Deci și din nou aceeași chestiune, femeile maimuță sunt mai beneficiate decât bărbații, nu pentru că ei n-ar fi, dar pot să răzbească mai ușor. Deci să știți că este un an în care femeile vor fi la putere, în mod normal, dacă ele au curajul. Și iată, cele mai beneficiate, să spun native, sunt cele din zodia oaie și zodia maimuță. Dar și din zodia cal, vor fi pe val. Li se recomandă și maimuțelor și nativilor oaie această forță vitală de care am amintit. Sunt mai multe zodii care au nevoie de... Ca și la tigru. Da, și există și o amuletă a anului care, de care am avea nevoie toți. Să trecem la nativii cocoși. Da. Nativii cocoși sunt bine și nu sunt bine în anumite ipostaze. Este anul dușmanului lor, anul de ciocnire, să spunem. Deci, automat, iată, am ajuns la o zodie din nou afectată de Taisui, de fapt cea mai afectată de această energie. Dar au marele noroc să aibă o stea benefică alături de ei, dar nu în fiecare lună se va manifesta la fel. Această energie este foarte, îmi vine cuvântul în engleză, tricky. Acționează când bine, când mai puțin bine, în funcție de lună. Energia aceasta este o energie de metal. Atenție mare nativilor cocoși la posibile mici accidentări, atenție la articulații, atenție la coloana vertebrală și în cazul lor, din punct de vedere al organelor, atenție în ceea ce privește aparatul respirator. Trebuie să învețe să-și asculte intuiția, poate n-au făcut-o suficient până acum, au inspirație și au inspirație de moment, ar trebui să-și asculte primul impuls. Acesta este sfatul numărul 1. Au o misiune personală pe care pot să-și o descopere în acest an, pentru că îi provoacă. Este anul de ciocnire cu zodia ta, este anul provocărilor. Nu trebuie să se teamă. Au acest noroc divin de partea lor. Este o stea excepțională dacă știi cum să o folosești. Bineînțeles că există remediu, tocmai pentru a-ți potența, a-ți aduce în prim plan aceste oportunități. Pentru că altfel, da, pot să scape printre degete din cauza că sunt provocați de acest Taisui. Printre altele, există o energie a dezastrelor naturale în sectorul de vest, ceea ce ne spune foarte multe despre vestul lumii. Nu numai vestul țării sau vestul unui continent, ci vestul lumii. Acolo pot să apară acte teroriste, pot să apară, diverse probleme legate de această stea foarte vigilentă de metal, cu periculozitate, cu un grad de periculozitate. Deci de asta spun, atenție nativilor cocoși, care sunt mai răzvrătiți, care sunt mai impulsivi, care nu au răbdare, în acest an trebuie să-și cultive exact acestea, să-și le controleze. Mergem la nativii câine. Nativul câine este destul de afectat în anul prietenului secret. Deci îl ajută foarte mult faptul că este zodia iepure la putere. Deci din punct de vedere al zodiei în sine sunt foarte ajutați. Însă au o energie, de fapt, cea mai proastă, cea mai malefică, se numește energia dezastrelor și a distrugerilor. Este steaua 5, Wang, se numește ea. Au prea multă energie de pământ și trebuie să controleze cumva acest element pământ. Din fericire, elementul pământ este absolut necesar în anul iepurelui, dar pot să fie și ei destul de afectați în planul sănătății. Aici trebuie să avem mai multă grijă. Sistem digestiv, aparat reproducător, sistem glandular pentru nativii câine. Sigur că sunt mai multe luni în care pot să apară aceste probleme, dar nu toate. Deci aceasta e doar o predispoziție anuală. Da. Nu toți câinii reacționează la fel. Din punct de vedere al prosperității? Al prosperității, aici trebuie să aibă și ei grijă. Deci sunt câteva zodii cu multă grijă. Am spus bivolul tigru mai ales. Chiar și dragonul la investiții. Deci nu se recomandă riscuri majore, cheltuit bani aiurea fără un plan B de acțiune, fără niște bani puși deoparte. Nu faceți împrumuturi multiple, drămuiți-vă sau gândiți-vă pașii dinainte, nu acționați impulsiv. Asta este, să spunem, acesta este un sfat pentru nativii câine.
Din punct de vedere profesional, sunt ajutați, cum spuneam, de zodia Iepure, trebuie să știe când să vorbească, ce să vorbească, cu cine să bată palma. Aici este mai delicat, sunt luni mai bune, sigur, care trebuie menționate. Le găsiți în calendarele și în agendele noastre. Iar din punct de vedere, repet, sănătatea este cel mai important punct, cel mai important aspect de menționat pentru nativii câine și, sigur, dacă se știu ei cu sensibilități, trebuie multă grijă. Nativii mistreț? Nativul mistreț împarte această energie cu nativul câine, este zodia aliat la putere, deci ei sunt într-un an de alianță cu iepurele, își pot găsi liniștea dacă se opresc puțin, fac un pas înapoi, privesc imaginea de ansamblu și așa își vor hotărî deciziile. Și lor li se recomandă multă grijă la sănătate, atenție și aparatul urinar, da? Și, sigur, și în cazul lor, dacă există anumite sensibilități, pentru oamenii vârstnici, atenție multă, multă, în luna de mistreț a anului viitor, unde, sigur, că va predomina elementul apă, la răceli, deci trebuie să aibă grijă, tot felul de răceli pot să apară, sau viroze, sau gripe, sau lucruri care pot să-i tragă înapoi de la activitatea lor. Nu este momentul, nu este anul în care totuși să schimbe jobul, decât dacă este absolut necesar și au luat deja această hotărâre și au, cum să spun, ceva în spate pe care se pot baza. Și nu este un an, cum spuneam, de investit major sau de riscat mai degrabă. Deci, pentru că o să vedem, sunt anumite industrii care sunt destul de prost aspectate, de exemplu, n-am amintit la tine în emisiune așa ca o concluzie și depinde, acum vedeți, nativii pot să facă legătura cu domeniile de activitate în care se află, ascultându-ne în această emisiune. De exemplu, industria lemnului. Este un an cu foarte mult lemn. Da, și va avea de suferit în ce sens? Va fi mobilă multă pe piață și nu vor exista bani cumpărători. Deci vor rămâne cu ea.